Mama. Mă uit aici în zonă și văd satul românesc așa cum îl știu de foarte mult timp și așa cum trebuie să rămână pentru foarte mult timp, aș putea îndrăzni să spun pentru totdeauna. Pentru că să știți că de la sat pornește totul și satul acesta este plin atâta timp cât există familie. De aceea, haideți să încercăm să fim mai uniți, haideți să ne gândim la viitorul copiilor noștri, să nu ne mai lăsăm vrăjiți așa de tot ceea ce se întâmplă în exterior, dar mai mult să gândim pentru ceea ce este al nostru, al poporului român. Festivalul Glasul Buciumului își propune să aducă în prim plan importanța acestui instrument ancestral care și-a recâștigat identitatea printre cele două mărci deja consacrate la Osim, Buciumul și Buciumașii din Spulber, precum și prin frumusețea și autenticitatea tradițiilor muzicale și culturale ale României. Să avem grijă de ce avem și să îndrăznim mai mult. Să credem în ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei comunități. Spulber are viitor atât timp cât dumneavoastră credeți în el. Și cred că dumneavoastră chiar credeți în această comună frumoasă, comuna Spulber. E o comună care trăiește, e vie, are un primar destoinic, care sprijină tradițiile și obiceiurile satului Vrâncean. Ca să întărească hora, prioritatea dau flăcării. Mai întâi era prezentat, apoi cinstit și chinuit în mijlocul horii.